Salutare, dragi prieteni, Squid Fishman aici. Astăzi la ferma bunicii vom vedea care e treaba cu perii ăștia, care și cum îi. Ia să vedem. Ăsta e Perclap și ăsta e Perclap roșu. Deci să știți și voi care e treaba. Mulți au zis, m-au întrebat dacă e Williams sau William, nu mai știu exact. Clap, pere foarte, foarte frumoase. Cât sunt de gustoase, încă nu știu. Clap roșu, Conference Hero Suite, următorul, care are pere, încă le are mici, nu știu dacă o să reușească să le ducă până la capăt, că e cam micuț, dar vom vedea, are și creșteri. Noi, ia să vedem unde a rămas la Hero Suite, Ina Estival, astea sunt Ina Estival, pere foarte frumoase, așa ca aspect, foarte, foarte aspectoase. Se vede că nu mai au mult până se coc. Au început să se îngălbenească așa nițel. Mai am ceva cu pere. Ia să vedem, Ina Estival, Monica. Astea-s Monica. Și astea arată destul de bine. Mari, frumoase. Da. În livada asta nu prea mai am ce să vă arăt. Din păcate nu prea pot să fac cartofa. Nu știu, da ceva, o ciupercuță ceva în ea sau, nu știu, bacterii, treaba nu e chiar bună. Foarte multă ploaie, foarte, foarte multă ploaie. Eu sincer mă bucur de multă ploaie, pentru că face bine la pomi, deși nu face chiar foarte, foarte bine, pentru că au fost mulți atacați de tot felul de chestii dintre astea. Zicea bunica că sunt, mai este o cireșică aici, în Naking sau Naking sau, nu mai știu cum îl cheamă. Foarte bine a crescut tufa, foarte înalt. A făcut și un lider, văd acolo. Nu știu unde a văzut de o cireșică. Că tare aș mânca-o. Ia să pun eu puțin pe pauză ca să nu pierdem timpul căutând cireșica, să vedem dacă o găsim. Da, prieteni, în cele din urmă am găsit-o. Ia uitați aici. A căzut jos, este stafidită. Și cam murdărică. Dar e ok, eu voi mânca, că mi-a mai adus bunica încă una. Și nu era așa, era... ce bune. Mamă, ce gust puternic de cireaș are. Foarte bună. Foarte, foarte bun. Mărul ăla mare crește, aici încă un măr. Atacați toți, asta este. Vor trece și de asta. Voi mai aștepta încă o săptămână înainte să fac tratamentul. Pentru că... asta e bine. Pentru că se anunță iar ploi, multe, multe, încă o săptămână ploioasă tare. Chiar mai tare decât săptămâna asta. Cred că va crește și prutul. Dar vom vedea noi care e treaba. Ce vreau să vă mai arăt? Haideți să mergem să vedem... în primul rând să mergem de aici, via niște zmeură să vedem cei, că v-am promis că o să vă spun cei, ca să vă puneți și voi cele mai bune tipuri de zmeură. Uitați aici ce... da, am fost mai înainte, e o nebunie. A crescut ca în junglă și eu nu mai prea pot să am timp. Mă gândesc în 15 părți. Asta e vie Nero. Uitați cât de repede s-a copt. Voi pătesteți mai în sud. Dar la mine via normală arată cam așa. Dacă au început să se păteze câteva bobițe. Ia uitați. Foarte, foarte puțin. Deci și asta e coaptă complet. Excepțional de bună via Nero. Mai ales pentru zone secetoase. Asta e cesla. Cesla mai are mult până se coace. Se vede clar. Și asta e coaptă. Gândiți-vă cât de repede. Incredibil de repede. Voi dacă sunteți mai în sud sau în zone mai călduroase ale țării, puteți să știți, puteți să fiți siguri că se va coace și mai repede atât. Și dacă vreți să comercializați, aspectul e super. Ia uitați ce frumoase. Bine, la mine e și anul 2. Gândiți-vă, anul trecut am pus-o. Mileanca, mulți mi-ați spus o s-a prins în cablu. Vai, Mileanca. Of, of, of.
Vrea gogolită, dar n-am timp. Da, cam așa arată, ia să vedem cum e. Vai cât e de gustoasă. Foarte gustos, vă recomand. Din toată inima vă recomand, sincer vă recomand. Foarte bună. Scuze de unghii, pescuit, grădinărit, știți voi, dintre astea. Da, foarte bun, foarte, foarte bun. Vă recomand din tot sufletul. Hai să vedem ce mai este mai jos. Prunele. Prunul ăsta se coace. Arată super. O să gust una. Văd una așa mai mică, mai... Nu știu ce e cu ea, dar... Am să o voi rupe de aici. E mică, e foarte mică față de celelalte. Uitați cât e, care e diferența. Ea pare a fi coaptă. Bună. Na, se vede că nu e sănătoasă, dar oricum, treaba e bună. Aici zmeură. Of, Doamne. O zmeură bună. Ia să vedem ce zmeură. Roșu opal. Face zmeură bună, probabil din cauza că a fost un an atât de ploios, a crescut mult prea mare. Tai berile și el face fructe, dar despre el tot am mai vorbit. Vai, dacă, deci nici n-am pe unde să merg. Ia uitați ce e în spate. Deci junglă, junglă, junglă. Zmeuri mai înalt ca mine, mult mai înalt decât mine. Hai să vedem unde suntem. Că aici știu că am un zmeur foarte, foarte bun. Ce am acolo? Primul rând. Al doilea rând, al treilea rând, al treilea rând, jos, zmeul roșu Polona. Asta e. Ia uitați ce zmeur aici. Un alt zmeur pe care vi-l recomand, să vedeți că lângă Polona, da, gris și mur. Alt zmeur care vi-l recomand, fructele imense, foarte gustos. Face de obicei, am văzut și anul trecut mi-a făcut mai târziu un an. Vedeți cum e acum. Excepțional de delicios. Foarte mari fructele. Foarte, foarte bune. Și destul de tari. Deci, cu siguranță e foarte bun pentru comercializat. Are un aspect deosebit. Mure, cât cuprinde. Ne întoarcem noi și la mure. Dar vreau să merg să vă arăt celălalt zmeur. Nu știu dacă mai are fructe, sincer. Ăla a făcut mai devreme și știu că o să mai fac încă o dată. Am legat eu puțin pe aici, săptămâna trecută cât am apucat. Ăsta e celălalt. Și aici, vedeți, urmează să facă. Foarte bun și foarte mare și ăsta. Ia să vedem ce-i. Nu știu unde sunt. Zmeur orange, nu. Mur, mur. Coacă, zmur. Zmeul roșu Tulemen de la Plantemania. Și aici la mine scrie că e cel mai bun. Deci roșu Tulemen. Foarte fain. Foarte gustos. V-am arătat în episoadele trecute, am promis că o să vă arăt. Ia uitați ce bine face. Nu are drajunare foarte, foarte puternică. Oricum destulă ca să mâncăm bine. Am aruncat caietul. Să mergem să vedem și niște mure. Au început să se coacă alte mure pe aici. Murele gigantice de la Grădina Max, prietenii mei cei mai buni. Mama lor de excroci. Ia uitați, astea sunt murele gigante. Cum să-i numesc asta mur gigant? Deci, cât de mici. Of, sărăcuța Mileanca, voi vreți să o mângâi, dar să știți că mă joc cu ea. Dar ea merge mereu după mine. Și este o fetiță foarte cu minte. Ia uitați aici, mure. Fratele meu. Astea sunt mure gigante. Ia uitați aici, mure. Nu știu cum se cheamă, sincer. Dacă o să vreți, o să vă spun cum se numesc cele mari. Abia s-au copt. Am altele care s-au trecut deja. Astea aici din spate s-au trecut. Au fost foarte bune, dar mici ca dimensiuni. Și astea n-au țepi deloc. Absolut deloc n-au țepi. Și mai sunt țepoasele astea. De aici, azi vedem care sunt cele mai gustoase. O să începem cu cele de la Grădina Max. Puțin acrișoare.
Dar bune. Bune, gust bun. Ce să zic? Un gust foarte bun. Să le vedem pe astea fără ghimbi. Bune și ele, dar gust mult mai fad, mult mai puțin, nu prea are putere. Să ne vedem și pe astea alte. Ah, ghimpoase astea. Știu că astea cu ghimbi sunt mai gustoase de obicei. Mai bune decât cele fără ghimbi. Semnificativ. Alea sunt mari, sunt frumoase, dar nu prea au gust. Mi-a s-a așezat psica pe cablul meu de la microfon. Să merg să mai gust odată pe cele mari mari. Că sunt așa de frumoase. Poate să găsesc mai coapte, eu știu. Dar nu, toate sunt cam la fel. Poate săptămâna viitoare vom vedea. Bun, dar îmi plac mai mult când îți verzui, pentru că au căsacrișoare, știți? Și dacă nu are niciun gust, degeaba. Zmeură galbenă. Am văzut câteva bobițe. Cam mititele, ce să zic. Știu că ăsta anul trecut mi-a făcut o zmeură foarte mare. Dacă știți... mamă, la bune. Foarte gustoasă. N-am timp să mă mai ocup de livadă, ce să zic. Nu am timp să mă mai ocup de o livadă. Îmi pare foarte rău, dar când se deschide sezonul de pescuit, trebuie să fiu acolo, cel puțin în momentele în care trage foarte tare peștele. Ceva probleme cu cireșii. Ia uitați, se îngălbenesc frunzele. Nu prea e bună treaba. Dar vreau să vă arăt pomii pe care, la care le-am tras, le-am legat crenguțele, vedeți? Ăsta i-am legat crenguțele în jos și uitați cât de frumos s-a făcut. O să trag, aici s-a rupt una, de aici a dat alte crengi, dar o să le trag pe toate în jos și cele din vârf la fel. S-au făcut foarte, foarte frumos cei pe care i-am legat. Nu mă așteptam, arătau destul de straniu, destul de urât la început. Ia uitați și asta, ia uitați cât de frumos e. Nu știu dacă diferențiați față de porumbul din spate, dar s-a format un etaj cu ramuri drepte foarte frumoase. La început, am zis, era foarte straniu, dar au început să crească crenguțele în sus, celelalte crenguțe de pe el și arată super. Urmează să vin să leg și celălalt etaj, să-l trag în jos, să-l leg de primul etaj și să-l formez și pe ăsta. Probleme la vișini mari. Ăsta e același ca cel de lângă, cel pe care s-a rupt. Ia uitați, are o crenguță care a murit cu totul. Am adus și foarfecul ca să îl tai împreună cu voi. Mai vedem dacă pot să schimb mâinile. Și o să vin să dau cu puțin sulfat de cupru. Hai, mă. Mi-e frică să las crengile astea. Poate e o boală ceva. M-am uitat pe... Am un manual cu boli. Cam groasă asta. Încărcat și o roșie. Greu să filmez, să tai. Mai bine aș fi făcut operațiunea asta după ce închideam. Chiar nu e rău. Hai să pun pe pauză puțin. Da, am tăiat o creangă destul de mare care a început să moară sau a murit. Poate din cauza... Ia uitați, am zis că dau cu ceva aici și n-am mai dat. Da, tot uit. Mă gândesc că poate n-a făcut față seva, deși nu-i foarte mare bucată de scoarță pe unde s-a rupt, dar na. Asta este. Sper să reziste până în toamnă. Mi-e frică să nu fi fost o boală, deși nu cred. V-am zis, m-am uitat în manual și nu am identificat nicio boală. Milencuța mă urmărește, roșiile se coc. Am mâncat destule mari, frumoase, dar nu mai vorbim de ele acum când nu mai avem timp. Încă ceva vreau să vă arăt. Niște persecuțe care încep să se coacă. Cred că săptămâna viitoare, păcat că plouă, dar na, ce să-i facem? Asta este. Astea încep să se coacă. Foarte frumoase, nu mai știu cum se numesc. Champion sau Baby Gold.
nu știu exact, nu mai țin minte, și am lăsat manual și eu schema ăsta, persicul ăsta greu, rău, tare merge rău. Cred că are o boală ceva în el și nu știu ce să-i fac. Ce mă sfătuiți, să-l înlocuiesc? Cam așa mi-ar veni mie. În ultimii ani, bine, l-am mutat de 3 ori. Poate din cauza asta, nu știu ce să zic. Aici o bobiță care se strică. O să o îndepărtez. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul de astăzi de ferma bunicii. Haideți să mă joc și cu pisica, să nu ziceți că nu iubesc pisicile. Îmi plac foarte, foarte mult pisicile, nu degeaba se strâng pe lângă mine toate. Mă simt imediat. Știu ele pe cine trebuie să, pe lângă cine trebuie să se dea. Nu mă mușcă. Golâncuța. Ea nu-i de mult timp la noi. Din păcate bunica mea vrea să scape de ea, nu-i place deloc. Dar e o pisică foarte, foarte cu minte. A prins un șoloban. A prins un șoloban ieri. Un șobolan, bineînțeles. Unul foarte mare l-a mâncat pe tot. Doar capul nu l-a mâncat. Deci așa de cu minte. Nu doar că e foarte bun la vânat. Albiță e un puturos. Nu vânează nimic. Dar ea chiar și mănâncă ce vânează. Un vânător excepțional. Sper să înțeleagă bunica mea să nu o dea. Am văzut taiberii de aici, mamă, ce frumos se vede. Să ne apropiem puțin. Să vedem și mai de aproape. Așa, ca să închidem cu scenă. Mi s-a agățat microfonul. Cu scenă așa mai gustoasă. Da, prieteni, asta a fost episodul de astăzi. Lăsați-mi întrebări pentru Q&A. Voi face un Q&A și da, lăsați-mi întrebări. Pentru 3000 de abonați voi face Q&A. Dacă vreți să vă întrebați ceva, scrieți acolo pentru Q&A sau Q&A și întrebarea sau mai multe întrebări. Cum vreți voi, ce vreți să aflați, o să mă vedeți în Q&A. Da, întrebați, nu... M-ați ajutat foarte mult dacă ați pune ceva întrebări interesante, dar puneți și voi, întrebați și voi ce vreți. Dacă nu o să scrieți Q&A, o să vă răspund prin comentarii, cum vă răspund de obicei, așa că vă rog să-mi lăsați scris Q&A. Ok, mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați de subscribe, nu uitați de abonare, like și share. Share-ul e foarte important. Dacă reușiți să dați share pe pagina voastră de Facebook sau pe grupuri nu știu, despre copaci, despre pomii, agricultură și dintre astea, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Ceau, prieteni, v-am lăsat!